Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Nici nu știu cum să încadrez subiectul ăsta, știrea asta. Miroase bine sau miroase rău? Da, adică dacă să fie la știrea Bravo sau... Oricum, nu se întâmplă prea des în țara noastră ca primarul unei localități să ceară public ajutor pentru construirea unei toalete la școala satului. În școala satului. Bine, acum nu se întâmplă prea des nici să se construiască toalete în școli. Dar asta e. Se întâmplă în comuna Lopătari, în județul Buzău, unde primarul ar vrea să rezolve problema școlilor fără toalete, pe care le are în comuna respectivă, scrie G4 Media. Citez ce scrie primarul Claudiu Constantin pe pagina lui de Facebook. Avem 3 școli în comuna Lopătari, ale căror toalete sunt încă afară. Este pentru mine o mare durere și îmi doresc să rezolvăm cât mai repede acest lucru pentru a intra în normalitate pentru copiii care încă mai fac școala la noi. Și dânsul continuă după aceea, citesc din nou, școala a găsit o soluție să elibereze camera arhivei, una dintre ele, mă rog, am luat un pasaj, ca să avem spațiul pentru a amenaja o toaletă, iar noi am alocat din bugetul local o sumă pentru materiale. Însă, din păcate, nu ne permitem să aducem o firmă care să facă lucrările. Ne-am propus să le facem cu băieții de la primărie și câțiva oameni de la ajutor social, însă este presiune constantă pe ei și cu întreținerea drumurilor comunale. Nu avem deocamdată niciun metru de asfalt, spune primarul Claudiu Constantin din Lopătari, care continuă. Așa că trec peste rușine și spun direct și public. Dacă vrea cineva să ne ajute cu orice, mână de lucru, plus de materiale mai de calitate, alte lucrări exterioare la grădiniță, o comunitate întreagă vă va mulțumi și poate în timp vom reuși să ne păstrăm aici copiii și familiile tinere. Și am încheiat citatul. Acum, voi, colegi, ce părere aveți? Eu... Zi, Luca. Nu, spune, te rog. Eu m-aș băga să dau o mână de ajutor. Mi se pare un strigăt de ajutor într-o direcție bună, ca să spun așa. Mie mi se pare că întotdeauna e bine să particip la acțiuni de felul ăsta. Fie că e vorba de ceva pentru comunitatea mai largă, să zic, a localității, sau că e la bloc, sau mai știu. Dar eu mă întreb, din această comună de 4.000 și ceva de oameni, totuși nu se găsesc niște lopătăreni de nădejde care să se ducă acolo să dea o lopată? Adică aici intervine partea de voluntariat. Știi că am vorbit de voluntariat. E vorba de copii acestor oameni. De voluntariat la Timișoara, da. Și de felul cum latura asta noastră, ușor, ușor, după 30 de ani în care nu s-a întâmplat nimic și ni se părea că e, nu știu, muncă degeaba, se dezvoltă tot mai mult în România. Poate că e cazul să găsim niște voluntari în Lopătari care să facă chestia asta. Păi nu, e clar că în Lopătari nu sunt. De ce? Păi de asta apelul primarului, poate găsește, nu știm dacă i-a găsit sau nu. Păi că bănuiesc că până acum s-ar fi mobilizat dacă... Păi și de ce oare nu se mobilizează oamenii? Că e vorba de copiii lor. Păi adică toți oamenii la țară știu să facă câte ceva de genul ăsta. Să zugrăvească ceva, să care o roabă, să are nevoie de forță de muncă. Zice că are bani de materiale. Cred că mulți dintre părinții copiilor ăstora sunt în străinătate la muncă și probabil acolo sunt foarte mulți oameni vârstnici sau restul cei prieteni cu șprițul și cu birtul din sat și probabil de asta nu există... Că aveam o discuție recent cu cineva, în continuare se plânge lumea în rural care încearcă să facă agricultură, că nu e mână de lucru sub nicio formă. Povestea tata de cineva care îi spunea că oferă 150 de lei pe zi, mâncare, băutură și țigări și nu găsește oameni să-i vină la muncă. Nu e mână de lucru peste tot în România. De aceea se și importă forță de muncă. Iată. Aici nu vorbim de oameni care să fie angajați, ci de oameni care să vrea să facă ceva pentru comunitate și pentru copiii lor. Asta este mirarea mea. Mă rog, una peste alta, dincolo de dubile noastre, de discuții, noi susținem inițiativa domnului primar să nu se creadă altceva, că sigur putea să echilibreze mai bine bugetul, că putea să organizeze mai bine oamenii.
că sigur și oamenii puteau să răspundă la apelul lui de acolo direct, ok, orice se poate discuta și îmbunătăți, dar astea pot fi făcute și după lucrarea propriu-zisă. Deci dacă vrea cineva să ajute, omul are nevoie, a zis, de forță de lucru și poate de materiale mai bune, dar a spus că au bani de materiale. Cum ajungeți la el? Cum ajungeți la lopătari în județul Buzău, dacă vreți să vă oferiți? Îi scrieți pe adresa de mail primar@comunalopatari.ro, într-un cuvânt. Deci primar@comunalopatari.ro și sper să găsească cineva care să dea la lopată pentru copiii din Lopătari Buzău. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.